Din nou bun venit! De data asta suntem împreună cu un autor cunoscut nouă de la lansările anterioare și care este din fericire și profesor. Am avut și bucuria să fim colegi de catedră la liceul Alexandru Dobescu, acum se numește colegiu, pe atunci se numea liceu, de aceea am avut ezitare. Este vorba de domnul profesor și scriitor și filozof și un extraordinar om, David Ilina. Și ca să nu fie singur, în afară de noi, am adus prieteni din toate generațiile, pentru că ce să vedeți, domnul profesor are o carte de versuri intitulată Eclectica și care se adresează tuturor categoriilor de public, dar în special adulților, și o bijuterie care se numește Poezii pentru Valeria și prietenii ei și este dedicată în exclusivitate celor mici. Ce este interesant că l-am descoperit și în ipostaza de artist plastic. Pentru că dacă veți urmări cartea, veți vedea că sunt niște desene foarte reușite și care au avut un mare succes în rândurile celor mici, respectiv primii cititori mici, sunt elevi de la școala gimnazială Nicolae Simonide și care, așa cum știți, sunt membri a unui atelier de creație și interpretare de care eu mă ocup cu mare drag. Și au în sală și niște susținători și am să îi rog să se prezinte pentru că ei sunt din clasa a șaptea cu toții, cu o singură excepție. Cei mici aici în fața dumneavoastră și care sunt, în ce clasă suntem? În ce clasă sunteți? Pregătitoare. Deci nici măcar nu sunt în clasa întâi, dar au învățat poezia pentru că le-a plăcut. Pentru că mămica lor, care este și colega mea, de fapt sunt două mămici și ambele colegele mele, au deschis cartea, s-au uitat și ei și-au ales poezia după ce le-au citit-o și acum o să o auziți și dumneavoastră. Ca să vedeți lângă cine ne aflăm, am să vă spun că el este Patrick Călinescu și Ștefan Irinuca Zahiu. Iar cei mari se vor prezenta pentru că ei sunt deja de-ai casei și s-au familiarizat cu această viață artistică pe care o desfășoară la Centrul Cultural. Mulțumim încă o dată că ne dați ocazia să fim și noi alături de oamenii care prestează artistic. Maia Rădulescu, Alexandra Neacșu, Maria Nedelea, Cezar Ramza, Bianca Brănescu, Ali Ștefănescu. Cu creioane colorate, aici pe coala de hârtie, lângă literele toate, desenăm o jucărie. Asta vrei? Fie păpușă. Lângă ea cu blană creată, desenăm o cățelușă. Năzlăvanușă o cubeată, dacă ștergem cu o gumă o lăbuță și o rechiușă, ce faci, plângi? Era o glumă, uite, iar le fac pereche. Vai! Vai, păpuța n-are lume, tot ce avem asta ceva. Să-i găsești un penume ca să fie cineva. Cășelușa cum să o cheme, să simt arintată. Caută să are de mine una lume tot de fată. Lăcusta, mai să fie, o lăcustă, mi-a sărit hop-țop pe fustă. Are arcuri la picioare, dar și aripi lucitoare. Lângă ochi, în loc de gene, o pereche de antene. Toată ziua se hrănește, tocă frunza cu un clește. Câne pe bumbac tutun, pentru ea orice e bun. Trifoiaș lucernă poame, țin de sete și de foame. Vreau să o prind, ea dă să zboare, e insectă călătoare. Nu mi-a zis, la revedere, poate nu-i face plăcere.
Când voiam fusta s-o scutur, s-a lipit de ea un flutur și, petiv, cât o bobiță, văd un pui de gărgăriță. Ursulețul, cum să-l cheme? Martinică, tare-i vesel și ghiduș, poartă vestă cipilică, e făcut din cârți și plus. S-a tot spus că n-are coadă, e dat totul în vileag, dar când l-am spălat în cadă, am văzut că nu-i veteac. E un urs de jucărie, mama mi l-a cumpărat. Îi pun miere în farfurie și îl culc cu mine în pat. De se întâmplă să răcească, mă fac doctorița lui. Pun în ceai să nu dușească coada șoricelului. Doarme cât e ziulica, unde-l pun chiar și pe jos. Învelit cu păturica, nu-i din fire mofturos. Îl trezesc, îl chem la joacă. Martinică-i priceput. Pauză, lasă facă și o luăm de la început. Orchestra din pădure. În poiana dintre fagi cântă mulți artiști de soi, din pădurea de la noi pentru copilași și dragi. Lupul cântă la buhai, iepurele e gornist, un arici violonist, veverița suflă în nai. Ursul este toboșar, vulpea cântă la trombon, râsul la acordeon, iar bursucul e cobzar. Veselia e în toi, chiar și cerbul lopătar e destoinic lăutar, suflă zdrav în încimpoi. Îl imită în dublet un mistreț pitit în crâng, începător nătâng, bâșbâie la clarinet. Ritmul e îmbietor, printre frunze, prin copaci, au tril de pitpalaci, hai și tu cu ei în cor. Cei ce se aseamănă. Nu e o sarcină ușoară să-l prezint pe pierd de vară. Bun de gură, ce să zic, doar că nu face nimic. Treburile le amână, chiar și cât o săptămână. Să termine ce a început, când, că vara a trecut. Dar nu-i singur singurel, mai e cineva ca el. Numai bun să-l însoțească, se numește gură cască. Când se uită pe o carte, e cu mintea în altă parte. Nu-i atent prevăzător, scapă untul pe covor, dar îi place trâncăneala, lumea multă și îmbulzeala. Neștiind ce se cuvine, stă și ascultă pe oricine și se miră de orice, chiar și de un purice. Pierde vară, gură cască, nu vor să se ostenească. Când e rost să te ajute, încep ambii să strănute. Se codești și stau pitiți, trimit vorbă că-s răciți, dar sar ca din pământ când e rost de joc și cânt. Fericiți sunt amândoi când petrecerea e întoi. Cai și în floare. Bătrânii ce ne-au fost părinți, culcați sub lespede, cu minți, sunt azi cai și-a dat în floare, cu triunchiuri rebegite, dar încă în picioare. Tăcuși și răbdători se înșiră lângă gard, înalță tâmple albe și o care mai ard. Așteaptă să audă cât de slab clănțăul porții, vestind că le-au venit în vizită nepoții, ar vrea să-i vadă cât au mai crescut. Le-au fi căzut vreun dinte de când nu s-au văzut, iar ei, la umbra florilor, feriți de soare, să întrebe cum le este, ce îi doare. Din crejile le-ar împleti coroană, zălog al vieții drepte, fără de prihană. Din zestrea de polena lui florar, le-ar umple cu dulceață un pahar. Le-ar picura sub pernă tăcerea zorilor, să nu le simtă lipsa de li se face dor. Ca un oftat prelung se lasă înserarea, pitiți pe după gard își pierd caii și floarea. Cei ce ne sunt în vecii vecilor părinți se întorc tăcuți sub lespezi printre sfinți. Autoportret cu măr virmănos, denunț în vers alb. Eu, cum mă știi, cum ai lăsat, mă ocup cu geosfia și bucătăria tradițională islandeză în varianta interdisciplinară. Îmi place să aud cum curge apa prin burlane, ca în filmele lui Tarkovski. Mă gândesc la tine cu nesfârșită tandrețe, te văd cum mușcai din mărul domnesc în timp ce îți împleteam cununa de margarete. De când mi-ai atârnat jaluzelele la fereastră, vecinii mei cred că sunt anarhist. Nu bănuiesc că după miezul nopții fac trafic cu licurici și aurore boreale. Altfel, aș muri de dorul tău. Am văzut că ați tras la Xerox certificat, da? Până una alta doar o primiți și lăsați și vă dau autograf, da? Vă mulțumesc mult pentru prestația voastră. Mulțumesc!
Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc. Plăcere. Fiindcă ne-am plimbat puțin alături de cei mici, prin universul boabei și al fărâmei, cum îmi place mie să spun așa în, cu trimiteri către arghezii, trebuie să vă amintesc faptul că domnul profesor este un veteran al scrisului. Am să vă spun câteva dintre volumele dumnealui. Al treilea infinit, volum tot de versuri. Libertate cu zurgălăi, eseuri și articole publicate de dumnealui în revista Cultura, revistă prestigioasă, așa cum știm. Contemplațio, convorbiri cu Valentin Mureșan, dialoguri filozofice cu acest regretat filozof, de care sunt convinsă că ați auzit. Din nou un volum de versuri, Aripi de cenușă, și aceste două veritabile bijuterii, Eclectica și Poezii pentru Valeria și Prieteniei. O să aflăm și cine e Valeria la un moment dat. Din volumul Eclectica ați ascultat un poem de factură modernă și care vădit are rezonanțe din pregătirea filozofică a domnului profesor. Și în general este cu mai multe trimiteri culturale. Se numește Eclectica pentru că alături de poeme de această factură întâlnim și poeme care sunt în versiune tradițională, cu ritm, rimă, măsură și cu foarte multă muzicalitate. Se vede că domnul profesor este un iubitor al muzicii și, dacă nu mă înșel, a învățat și la pian, dar este modest. Noi avem un pian aici. Poate vreodată, nu se știe, artele sunt sincretice și putem să concepem și un astfel de eveniment. Revenind la volumul de versuri, din punct de vedere al scriitorii, spuneam că există aceste două tipuri de versuri, de factură modernă și de factură tradițională, iar în ceea ce privește tematica, aici poate tocmai de aceea se numește volumul Eclectica, pentru că, deși nu are niște dimensiuni impresionante, totuși parcă există punctat fiecare element din această lume în care suntem acum în momentul ăsta, dar și din lumi, din vremuri, așa când domnul profesor, având multe amintiri, a aspirat să le insereze în cuprinsul volumului. De altfel, dumnealui este o persoană ancorată în vremurile noastre, dar un nostalgic al unor vremuri mai bune, pe care le-a trăit sau pe care sau la care doar visează. Este un foarte fin observator al realităților contemporane, asupra cărora își aruncă un ochi critic și pe bună dreptate critic, cel puțin ceea ce surprinde, chiar merită o critică acerbă, dar și un fin peisagist, nu m-aș fi așteptat la dumnealui, chiar făcând așa o revizie printre titluri, observam că sunt așa total diferit și totuși a la manier de poeme care amintesc de toate anotimpurile. Zic diferit de și a la manier de, că știți celebrul Alexandrii cu pasteluri pentru toate anotimpurile. La asta mă refeream când mă gândeam la afinități. Evident, scriitura este de o altă factură, vă spuneam, factură modernă și foarte îmbietoare. Este un autor care n-are cum să-și ascundă imensa cultură, la orice pas se văd rezonanțele culturale ale dumnealui,
dar care, surprinzător, cunoaște foarte, foarte bine universul celor mici. Atât de bine că eu chiar îmi permit în momentul ăsta să-l întreb cum de a putut să-l cuprindă cu atâta finețe, cu atâta spirit de observație, atât de delicat, exact ca o pictură, o pictură a copiilor, a copilăriei și a elementelor care o compun. Cum? De unde? Cine este Valeria? Și prietenii ei, e clar că suntem noi toți mai mici, care vrem să fim mai mici, toți copiii din sufletele noastre, toți avem acolo o grădință întreagă. Dar Valeria? Valeria, hai să începem cu ea. Dacă e cuprins numele ei chiar în titlul volumului, Poezii pentru Valeria este și prietenii. Este personaj eponim, dacă ar fi să ne gândim că este un personaj. Valeria este prima mea nepoată, cea care m-a făcut bunic. Și nici nu vă imaginați de câtă vreme așteptam chestia asta. Pentru că este un eveniment formidabil în viața oricărui om. Ne așteptăm copiii și ulterior și nepoții. Iată a venit sub acest nume, Valeria, și volumul acesta i l-am dedicat ei, dar vedeți, titlul se numește Pentru Valeria și prietenii ei. Consider că acești copii care m-au răsfățat astăzi venind aici pe scenă sunt prietenii ei. Așa cum sper din toată inima să-și facă în mod real mulți alți prieteni acolo unde locuiește și acolo unde o aduce viața. Deci așa, asta este misterul din jurul numelui Valeria. Este un personaj real. În legătură cu întrebarea de unde acest impuls, de unde această plecare specială spre universul copilăriei, cred că răspunsul este foarte simplu și cred că l-aveți la îndemână cu toții. Orice am fi și ori la ce vârstă am ajunge, rămânem totuși copii. Brâncuș zicea că atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit. Le mulțumesc din suflet copiilor pentru momentul de mai înainte. Sigur, ca orice moment artistic, el putea fi, dar asta nu e o critică la adresa profesoarei, el putea fi cizelat astfel încât ceea ce au rostit ei să fie mai clar, mai nuanțat, mai actoricesc, ca să zicem așa, dar trebuie să apreciem spontaneitatea lor și bunăvoința lor. Înțeleg că le-a plăcut și că au avut chiar opțiuni personale în legătură cu o poezie sau alta, în funcție de ce le-a mers lor la suflet. Le mulțumesc încă o dată pentru acest moment pe care eu, până acum, venind aici, în această sală, nu l-am mai întâlnit. Poate că n-am fost eu de față, dar... N-am mai avut cărți de copii. N-ați mai avut cărți de copii. Bine că mi-ai aruncat această provocare. Auziți ce chestie? Păi ar trebui să fiu mândru. E foarte greu să scrii poezie pentru copii. E un gen cu totul și cu totul aparte. M-am frământat mult, am primit încurajări din partea soției mele. De nu știu câte ori am vrut să abandonez. De ce e greu? Bănuiți de ce este greu. Pentru că trebuie să împletești ca în coada... cui? Capirele de mărțișor. Așa, ca în firul de mărțitor să împletești multe exigențe, să împaci multe gusturi, să te înscrii pe de o parte într-un anumit canon și pe de altă parte să-ți iei libertatea de a dialoga cu copilăria. Nu-i deloc ușor, vă rog să mă credeți. Vreau chiar să fac scurte precizări în legătură cu tema aceasta a poeziei pentru copii. Ce te faci cu limbajul? Dacă e prea sus, nu e bine. Înțelegeți ce înseamnă prea sus? Dacă e prea jos, până la nivelul vulgar sau banal, nu e bine. Am primit observații în legătură cu limbajul. De pildă, alea și mi chiar observații critice. Sigur, binevenite, dar se vede treaba că cine îmi făcea această observație nu înțelesese intenția mea. De pildă, mi s-a spus că am o preferință pentru arhaisme. Eu am motivat că e vorba efectiv de o preferință, nu e un accident, nu e o întâmplare. Eu personal cred că
aducerea la lumină a unor cuvinte mai vechi e o datorie a noastră a tuturor, e o formă de a ne păstra legătura cu strămoșii noștri. Avem o limbă prea frumoasă ca să o uităm așa curând. Că am preferință pentru arhaisme. Pe de altă parte, mi s-a spus că pentru copiii de astăzi, cartea asta nu sună bine. Nu sună bine pentru că aduce mai degrabă vorba despre copilăria mea, nu despre copilăria lor. Așa o fi, am zis. Dar, în mod intenționat, nicăieri în aceste pagini nu am vorbit despre roboți, despre smartphone, despre mail, despre monștri, despre dinozauri și despre bazaconile multiple care se găsesc pe rețelele de desene animate. Nimic din universul acesta artificial și tenebros pe care, din păcate, mulți îl vântură sub ochii copiilor noștri, încât nici noi nu mai știm să-i lăsăm, să nu-i lăsăm să privească la așa ceva. În poeziile mele, ați văzut, este vorba despre Poiana dintre Fagi, e vorba de Cerbul Lopătar, e vorba despre Guguștuc, e vorba despre Ursuleț, este vorba despre Puișorul de Găină și Puișorul de Rață, adică un univers al copilăriei etern, zic eu. Nu avem voie să ne rupem de natură, nu avem voie să ne rupem de lumea firescului, aceea din care provenim și noi în ultimă instanță și în care ne vom întoarce. Eu socotesc că, rămânând în acest cadru, la aceste repere, pur și simplu am făcut ceea ce trebuia. Sigur, pot să scriu, dacă mă pun mintea la contribuție, pot să scriu și despre roboți. Pot să scriu și despre monștri și despre dinozauri care stau cu noi la masă și limpăie din supa, era să zic, a săracului. Pot să fac și treaba asta. Dar ar însemna să îngroși și așa stratul foarte gros de, nici n-am cuvinte, de fapt, să numesc ceea ce bănuiți că vreau să spun. În fine, dacă mi-i îngăduiți, aș... Firește că mie îmi plac toate poeziile pe care le-am pus acolo, cele 14 poezii, dar îngăduiți-mi să citesc și eu acea poezie care îmi place cel mai mult. Când am sunat-o... Da, nu, chestia asta vă spun după ce citesc poezia. Poezia se numește Fiecare în felul lui. Cloșca își tot strigă gloata, numără din mers, dă roata. Un pui năzdrăvan îi sare dintr-un zvâcnet în spinare. Altul, pe căpșor cu pată, ce părea să fie fată, cere voie să se joace cu alți pui, tot ghemotoace. Am văzut prin gard o rață, pui în apă și răsfață. Aș putea, când mi-este cald, cu rățușca să mă scald? Vai, nici vorbă, să nu încerci. Sigur, ai să te înneci. Puiul galben de găină nu-i făcut pentru piscină. El nu poate să înnoate nici pe burtă, nici pe spate. Dar când cresc mai mare pot să mă scald și să înnot, să mă întrec cu un rățoi chiar de ies pe locul doi? Scumpul meu, tu ești un pui din alt neam, nu dintr-al lui. Multe neamuri sunt pe lume, fiecare cu alt nume și cu felul lui de a fi, ce nu-l poți nesocoti. Fulgii noștri n-au un soare ca erației plutitoare. Apa printre ei pătrunde trupul greu să ni-l afunde. Eu te învăț să iei aminte cum e să trăiești cu minte. Să urmezi, te rog, povața, fiecare ducă-și viața ca găina ori ca rața. Vei pricepe într-o zi, tu ai felul tău de a fi.
deci, care e poezia? Numai o clipă. Primesc un telefon de la o fostă colegă de cancelarie, o doamnă care mi-a fost și mie profesoară de franceză, Popescu Vasilica se numește. Acum locuiește la București împreună cu copiii ei, care sunt medici. Și cam la câteva zile după ce a primit această carte, mi-a spus că ea toată ziua rostește prin carte, prin casă, fiecare ducă-și viața ca găina, ori ca rața. Și că a devenit sloganul ei de zi cu zi. Cred că înțelegeți, nu e cazul să comentez eu, că în această poezioară, și sper să înțeleagă și domnișoarele care au fost aici pe scenă și domnișorul care a fost aici pe scenă, că aici este vorba de o problemă de maximă actualitate. E problema raportului nostru cu ceilalți, diferiți de noi. Filozofii numesc asta problema alterității. Vedeți în ce situație am ajuns cu toții, de necrezut. Pentru că nu suntem capabili să înțelegem, probabil, că unii sunt într-un fel și alții în alt fel și că trebuie să găsim o soluție de conviețuire. Poate că mesajul subiacent, ca să zicem așa, de profunzime al poeziei mele, acesta este, dacă avem de face cu niște copii inteligenți, ei vor ajunge și la acest mesaj. Sigur, poezia poate să rămână la primul strat de semnificație, nu? Dorința unui puișor de a intra în joacă cu altul de alt neam, ca să zicem așa. Dar mesajul este ceva mai profund, după cum spuneam un pic mai devreme. Ce vreau să mă întrebe, Alora? Poezia favorită, dacă există, din volumul ăsta. Volumul Eclectica, evident, nu mai este un volum de versuri pentru copii. Are un titlu ușor riscant, ca să zicem așa, sau imprudent. De ce? Pentru că, așa cum știe toată lumea, eclectismul pare mai degrabă un termen peiorativ. El este împrumutat din arhitectură și vrea să însemne, în cuvinte puține, vrea să însemne un amestec de accente, de stiluri, o lipsă de stil prin amestecul celorlalte stiluri, ca să zicem așa. De ce am ales acest titlu? Pentru că, în definitiv, și vă rog să mă contraziceți dacă nu e așa, și noi în adâncul sufletului nostru suntem eclectici. Amestecăm tot timpul sentimente fel de fel. Suntem ba niște ființe în vers alb, ba niște ființe în vers clasic. Deja astea sunt două versuri. Cu ritm și cu ritm. Există zile în care ritmăm bine, în care avem rimă. Suntem în acord cu noi înșine. Dar avem și zile în care contururile noastre parcă se pierd. Ca o poezie în vers alb. Eclectica, se mai numește așa eclectica, pentru că am adunat aici nu numai poezie lirică, cu înțelesul pe care îl dau manualele, ci și poezie epică. Am câteva poeme, nici nu l-aș mai numi poezii, în care e cuprinsă o poveste. Poeții de astăzi, și sunt în sală deja câțiva, îi văd aici, să mă contrazică, poeții de astăzi se feresc de povești, se feresc de metafore. Cel puțin unii dintre ei, cei care adoptă așa zisul limbaj minimalist, care sunt capabili să descrie o ceașcă și să facă din ea un obiect metafizic. Eu am rămas totuși la povești. Îmi place să ajung la o morală, să ajung la o idee care să miște și mintea, nu numai sufletul. Soția mea mă întreba, zice, dincolo de metafore, dincolo de multele imagini superbe pe care le-ai creat, cum ți-a venit ideea? Răspunsul, v-ați zis că era și o idee la mijloc, răspunsul e foarte simplu, habar n-am. Niciun poet nu știe cum îi vine. Îi vine. De fapt, asta cred că este o definiție a prestației numită poezie.
și am să închei, cel puțin pentru început, zicând următorul lucru. Nu e tot una a face poezie cu a scrie poezie. Toată viața am făcut poezie. Dacă cineva m-ar întreba de când fac poezie, aș răspunde ca acele fetițe arogante care au pășit în muzica ușoară și răspund cu nonșalanță că de când se știu. Și de când te știi? Și de când cânt? Așa și eu. Fac poezie dintotdeauna. Am purtat cu talent atâtea măști ca și dumneavoastră. De altfel, toți facem poezie. Dacă nu făceam poezie, rămâneam nensurat. Sunt sigur că soția mea ar fi capabilă să mă contrazică, dar nu-i dă mâna. Ca avocată poate să găsească toate da. Argumentele. A scrie poezie pare să fie cu totul altceva. Când scrii poezie, și vorbeam și cu domnul Silistean un pic mai devreme, când scrii poezie, e clar că vrei să ajungi sub ochii cititorilor. Să nu spună vreun poet care a pus mâna pe pix sau pe toc sau pe creion, că a scris poezie ca să le înmormânteze undeva într-un carnet sau într-un sertar. Vrea să comunice, vrea să dialogueze, vrea să se mărturisească. Când ai pus pe hârtie poezii și le-ai dat drumul în lume, nu mai poți să le întorci. Reprezintă o mărturie definitivă, reprezintă un act de autodezvăluire voluntară. A face poezie pare ceva, în înțelesul pe care l-am dat eu aici, pare ceva superficial, ceva care ține de convenția cotidiană. A scrie poezie e un meșteșug care presupune, dincolo de talent, dincolo de intuiție, dincolo de idei, despre care spuneam că nu știu cum îmi vin, presupune să-ți asumi anumite reguli, anumite exigențe, anumite canoane, să aparții unui anumit mediu, să te integrezi în el, vorbesc de mediul scriitoricesc. În fine, multe ar fi de spus. Mi-ar place să discutăm mai mult și să vorbesc nu doar eu. Te rog. Pentru că e clar și la orice mare creator există o structură de suprafață și una de profunzime. E, parcă ți-e și frică. Acum eu voiam să vă citesc o poezie din punctul meu de vedere. O poezie așa foarte, foarte sensibilă. Se numește Scrisoare Neterminată. Eu m-am gândit că este o poezie de dragoste, dar eu știu dacă nu cumva mă înșel. Ia să-mi spuneți dacă mă înșel. Ți-aș pomeni numele în somn, dar de când ai plecat, m-a părăsit până când și somnul. Am angajat un detectiv particular să-ți ia urma, sub pretext că spionează fluturii de noapte pudrați cu cenușă. Îl zăresc câteodată planând prin dreptul ferestrei cu pelerina lui largă, legată sub bărbie. Pare el însuși un fluture imens, cap de mort. Îl plătesc cu insomniile din cont, cu amintirile îngălbenite de lacrimi, cu mucurile uitate în scrumieră. Cât despre mine, nimic interesant. Cultiv și acum aparențe, vând rime poeților lipsiți de har, mă uit la toamna asta de foc ca la ultima factură rămasă neplătită, mă tot învârt dintr-o cameră în alta după dâra parfumului tău. Mi-e dor să te strig pe lume, dar m-ai lăsat fără glas. V-am înjelat? Pentru că, e clar, este un... Ce e? Hai să te aud. Când cititorul nu știe ce e, e de bine. Da, pentru că ambiguitatea este o calitate a stilului. Vă dați seama ce înseamnă să-l ții de mână și să-l duci din cameră în cameră și să-i spui, uite, aici e fereastra, aici e ușa, astea sunt sentimentele mele, astea sunt sentimentele tale. Și dura parfumului tău. Aici se devoalează. Deci e un poem de dragoste? Din,
dacă mă iau după ultimele două versuri în simetrie cu primele, da, iar restul este un decor prin care vă mascați de fapt sentimentele. Să zicem, e foarte interesant ce zicea Laura despre mine. Nu v-ați gândit la asta? Pentru că este și o ironică, este o ironie și o autoironie. Vreau să fac câteva corecturi și sper că Laura nu se supără. Nu, că asta e viziunea mea. Nu știu să cânt la pian. Cred că Laura m-a auzit butonând, ca să zic așa, la pian. Fetița mea, Ruxandra se numește, a urmat un curs de pian. În sfârșit, și ea l-a abandonat. Da. Și eu, trăgând cu ochiul la ea, am încercat să... Alcuie? Trăgând cu ochiul la ea, am învățat câteva acorduri și... Alora m-a auzit aici la pian butonând, cum v-am spus, ceva care seamănă la melodie, ceva care în sfârșit e melodios, dar acum hai să dezvălui până la capăt lucrurile. Cum de-am reușit eu așa de repede să învăț niște acorduri, o înlănțuire de acorduri, de fapt? Răspunsul este acesta. Cânt la chitară. Cânt la chitară și mă pricep la acorduri. În așa fel încât atunci când văd pe cineva cântând la pian, cam știu ce face, cam știu ce urmează după sol major, care e dominanta, subdominanta, așa mai departe. Am crezut că atunci când vorbești despre simțul meu muzical și despre apetitul meu pentru muzică, te referi la chitară. Când colo, tu te-ai referit la pian. M-am referit la pian pentru că v-am mai părât. Nelu Dogeu mi-a spus că mai comiteați acte artistice la pe la pianina. Știi din ce, adică ce făceam? Transferam de la chitară. Atât cât auzi și mi-a spus că i-a plăcut. Degetele, acorduri pe clapele pianului. Doar despre asta era vorba, dar nu se cheamă la mâna dreaptă să cânt la pian. Aș fi murit de plăcere să cânt la pian. Nici nu vă imaginați ce înseamnă asta. Chestia cu poezia s-ar putea să fie puțin, prea puțin în raport cu poezia pe care o dă acest instrument, cu ce poate să scoată el, cel care cântă la pian, muzicianul, interpretul. Aș mai vrea să mai fac o corectură. Ai citit acolo cărțile pe care le-am publicat eu până acum și te-ai referit și la cartea Al treilea infinit. Tot o carte de versuri, ai spus tu. Nu e o carte de versuri, pur și simplu e o căticică cu proză scurtă. Este volumul meu de debut, ca să zicem așa. Mea culpa. Dacă aveți așa de multe... Din cele 5 cărți sau 6 pe care le-am scos, sunt 2 de poezie, Eclectica, despre care vorbim astăzi. Celălalt se numește Aripi de cenușă și cel dedicat Valerii, Poezia pentru copii. Și care, iar așa am vorbit. Ați noștri sunt într-o viață. Să revenim la poeme. Bun. Ce, dar fără să depășim timpul pe care ni l-am propus, hai că ne încadrăm foarte bine. Mihaela, dacă trebuie neapărat să pleci, îmi spui? Eu trebuie să-mi rezerv un timp să dau autografe copiilor în primul rând și nu doar autografe, vor să vadă ei imediat. Te rog, te-am întrerupt. Nu, deci este un poem, este un poem de dragoste, evident. Da, de fapt, face parte din capitolul, ciclul 2 din volum, care se numește Hoț de stele. În capitolul Hoț de stele am așezat poeziile, hai să le zicem, de dragoste. Pentru că și stelele pot fi tot o formă a iubirii. Hoți de stele. Da. Furați iubirea precum ați furat stele. Ia caută hoți de stele. O să vă mire, apropo de faptul că cei care au fost aici s-au emoționat. Noi, într-o primă formă, aveam chiar această poezie în vederea lecturii, numai că n-am apucat să facem repetiția finală, fapt pentru care am renunțat la ea. Dar avem și semnul pus, pentru că trebuia să o recite, să o citească un copil care nu a mai venit la școală, nu a mai venit la repetiție. Dar poezia este aici.
și noi am remarcat-o. Avem și semn. Vedeți? Aici scrie Maia, fost de stele. 41. O citesc eu. Da, vă rog, citesc-o și mai. Ce spuneam? Nici nu mai știu. Mintea mea e confuză, slabă și înceată. Bate ora, e târziu. Desluji vom tâlcul vorbei mâine, altă dată. Nu te înduri, te fandosești strecurând în voce tonul sfiiciunii. Fură-mi, dacă mă iubești, 4 stele prinse în cruce din marama lunii. Mă repet, mă dau viteaz, mâna întins spre boltă, ce nesăbuință. Ochiul Domnului e treaz, nu mă ceartă, îmi zâmbește cu îngăduință. Hoțul de stele trebuie să facă față acestei cerințe pe care numai o iubită năzuroasă poate să o, să o formuleze, nu? Iar și Domnul privește cu îngăduință nesăbuința omenească. Altceva ce poate să ne mai facă și există nouă. Dragoste fără nesăbuință. Ar fi un simulac. Te rog. Voiam să vă arăt o ars poetica. Ce este poetul? Chiar așa se intitulează. Poetul. Cată cu înverșunare vâna unui etimon. Vrea să-l smulgă din uitare, să-l așeze iar pe tron. Vorbele din vatra veche, din hrisoavele din tâi, dezvățate de ureche, le-ar da miez și căpătâi. Știe el că frumusețea, leac de suflet ori și cui, poate alunga tristețea, arză-o focul iadului. Cu voroave primenite, ce-au zăcut în mucegai, inimile pârjolite, suie scara drept în rai. Când se cuibără înserarea, pe pripon cioplit de fag, doarme pana, servitoarea, harului ursit toiag. Adormit e și caietul, cu averea lui cu tot. Biruit de somn, poetul pune lacăt la chivot. S-a închis calculatorul. Nu, pune lacăt la chivot. Înserare cu Bacovia. Tot despre poet. E însângerat tot cerul nasfințit. Dinspre bătrânul schit răzbate miros de cetină, de frunze arse, de lemn în cruce putrezit. Se închide ploapea zilei tremurând, pândește după garduri înserarea, pe drumul de la crâșmă până acasă, pe trecărețul bâșbâie cărarea. Sub abajurul lămpii pe birou, cu tabacherea dinpreună, luleaua cu muștucul de mahon, duhnește atutun și mătrăgună. Alături a rămas deschis caietul, cu vagi decolorate semne, ce le-a brodat cândva poetul, te uită cum ninge decembre. Ajale scârții oblonul, împins de vântul răsucit în jgheaburi, pe plită cresc șerpuitor din cană, miresme și năluci de aburi. Se varsă cerul de omături, penița boantă încă migălește, se închide ochiul ostenit al zilei, spre geamuri iubit o privește. La ora rugăciunii, oră sacră, poetul se apleacă, mângâie vioara, culcată în lăcașul la nume căptușit, cu pânză de satin, ca într-o raclă. Știți că Bacovia cânta la vioară. Unii cântă la chitară, alții la pian, alții la vioară. Sau fluieră fiurelize, așa spuneți aici în poezia Termopan. Așa că am început să fluier fiurelize sub balconul tău închis cu termopan inteligent. Deci mai și fluieră. Aceasta e o poezie ironică la adresa... Termopan. Se și numește Termopan. Civilizația termopanelor. Da. Noi am luat-o pe panta aceasta, dar eu zic nu ne-am vorbit, așa s-a întâmplat. Pentru că vorba lui Montesquieu, cât privește soarta cărților mele, o las pe seama cititorilor. Cel mai bine ar fi ca cititorii ei înșiși să se pronunțe în sinea lor, în măsura în care lecturează
în mod nemijlocit aceste cărți. Astfel încât vă invităm la autografe. Vă rog, doamna Chivoci. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, domnule profesor. Am avut bucuria să fiu colegă de cancelarie cu domnul profesor David Ilina, iar acum am avut surpriza să aflu că nu este la primele volume de poezii și că dânsul a mai scris poezie. Proza o cunoșteam, dar poezia încă nu. Și voiam să îmi încep cuvântul meu: ce bine, domnule profesor, că ați descoperit, ați dezgropat și talentul poeziei, dar deja ați făcut-o. Experiența aceasta este mai veche. Mă întrebam ca cititor, deci nu ca specialist, ca cititorul de poezie, de unde v-a venit ideea aceasta de a scrie poezie și poezie cu filon filosofic. Și cu certitudine mi-am dat răspunsul. Experiența de profesor de filozofie, profesor care i-a îndrumat pe tinerii școlari, pe elevii săi să-și pună întrebări, să găsească răspunsuri revelatoare la aceste întrebări, să se cunoască pe sine, să cunoască mai bine lumea în care trăiesc, apoi să fie cu siguranță luciditatea conștiinței domniei sale, care caută, vrea să descopere, își pune tot timpul întrebări și creează. Apoi m-am gândit că sunt experiențele variate prin care a trecut domnia sa, unele poate minore, aparent banale, de zi cu zi, dar altele cu încărcătură profundă sau chiar la limită, cu, eu știu, cu anumite zguduituri de final, care nu lasă pe nimeni indiferent și mai ales pe o ființă aplecată spre creație, care se descoperă și, mai bine zis, se vindecă prin creație. Eu, ca simplu cititor, recunosc că poezia dumneavoastră, domnule profesor Ilina, mi-a creat atât de multe stări și mi-a dăruit atât de multe sentimente și mi-a evocat atât de multe amintiri, chiar amintiri studențești, citind poeziile dumneavoastră. Mă surprindeam la orele de literatură universală, când ascultam, eu copil din provincie și de la țară, așa aproape cu gura deschisă, expozeurile și conferințele unui Matei Călinescu, unui Nicolae Balot, Corneliu Mihai Ionescu, și chiar îmi spuneam eu așa: Doamne, ce frumoasă este literatura! Și mă căzneam și în timpul facultății și în vacanțe să citesc toate operele despre care auzeam. N-am reușit, bineînțeles, în întregime. Dar universul acesta este al cărților, este un univers minunat și am încercat și la școală să insuflăm elevilor noștri gustul pentru citit și pentru lectură. Ce aș vrea să mai spun, că noi citim poezia și poate, cum s-a spus mai înainte, la început rămânem în stratul de suprafață până când să ajungem să ne infiltrăm în profunzimea sensurilor și a semnificațiilor. Dar și așa este bine. Cu mai multă pricepere și cu, eu știu, cu îndemânare, cu iscusință, ar trebui să căutăm partea stilistică a poeziei. Pentru că, mai ales la poezie, se vorbește despre stil și despre structurile stilistice.
îmi aduc aminte de o definiție pe care Blaga o dădea stilului, care spunea că stilul este acel atribut care înflorește substanța spirituală. Și, într-adevăr, este cel care dă originalitate, personalitate și chiar demnitate spirituală scrisului, operelor. Și, trecând prin cartea domnului profesor, am observat că dânsul deja și-a creat stilul propriu, cu accentele filozofice, cu ironie, cu autoironie, cu muzicalitate care subîntinde aproape majoritatea poeziilor dumnealui. Îmi permit să îndrăznesc să afir că poetul aici de față, domnul profesor Ilina, nu este un aventurier al spiritului și nu este niciun profet al cutremurelor existențiale, al cataclismelor existențiale, al absurdului, nu. Poezia dumnealui nu suferă nici de... Am să folosesc niște cuvinte prețioase pe care le-am întâlnit de multe ori în articole, comentarii. Nu suferă nici de acedie, nici de ataraxie, nici de apatie. Din contră, în poezia dumnealui, cititorul se regăsește, se simte confortabil. Este ceva care îi se potrivește, pe care îl descoperă și îl asimilează și îl apropiază, îl însușește. Aș zice că poezia dumnealui propune chiar o înălțare lucidă a ființei, o deschidere a ei spre solaritate. Este o poezie încurajatoare, cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult, o poezie în care se arată că sufletul omului este frumos, bun. Și mă întrebam așa, tot așa, aducându-mi aminte de niște vorbe mai cunoscute, de ce o fi zis Jean-Paul Sartre că omul este o pasiune inutilă? Stau și meditez așa și îmi spun de fiecare dată că nu este adevărat. Pentru că există atât de multe lucruri frumoase pe lumea aceasta create de ființa aceasta care este utilă. Și Creatorul ne-a făcut să fim creatori, să limităm în acest gest măreț al Lui, gestul inițial de creație. În poezia, mi-aduc aminte de poezia Toader, În Toader deja m-am dus cu gândul la un roman al scriitorului francez Bernard Clavel, care se cheamă Rugăciunea de seară, L'Angelus du soir, în care este vorba despre singurul locuitor care a mai rămas într-un sat uitat și care în fiecare dimineață și în fiecare seară trage clopotul la biserica care a mai rămas acolo, trăind singur, dar el nu se simte niciodată singur pentru că este cu Dumnezeu. La fel este și romanul Otava lui Jean Giono. Panturlu, singurul locuitor dintr-un sat uitat din Provența muntoasă. Dar Panturlu, spre deosebire de bătrânul din lui Clavel, are șansa să întâlnească o femeie, o femeie cu care își întemeiază o familie și cu care va avea un copil și cu siguranță, romanul este optimist, satul se va reface în generațiile următoare. Mulțumim foarte mult, doamna profesoară. Colegul dumneavoastră vrea să vă răspundă cu o poezie. După ce termin, ok. Nu mai vreau să spun decât un singur lucru. În poezia Platon, domnul profesor ex catedra ne reamintește lecția lui Platon,
să nu uităm că suntem în acel spațiu în care ființa umană trebuie să lupte, trebuie să iasă spre lumină, dar îndemnul dumnealui este încurajator și aș zice că este optimist. Omule, ia-ți umbra ta, du-o alături de tine sau du-o în spate și mergi înainte, găsește cărarea pierdută. Fericit, un alt poem, și am notat eu aici pe foicica mea cele două versuri din Fericit, poemul Fericit, căci fericit cel ce atârnă la gâtul zădărniciei mărgăritarul unui gând temerar. Garanția ne-o dă tot poetul profesor David Ilina și o dă în poemul Declarație. Mi-e sufletul pornit spre bine, pun la vedere inima, mă iscălesc aici cu ea. Ce noroc că avem printre noi poeți. Dacă îmi îngăduie și publicul din sală, aș vrea, doamnă, să vă răspund la tot ceea ce ați spus printr-o poezie de aici din volum. În definitiv, toți poeții, toată lumea, că o recunoaștem sau nu, punem mereu aceeași întrebare. Ce e cu noi? Cine suntem noi? Ce se întâmplă cu noi? Unde încep și unde se termină toate? Un răspuns, un posibil răspuns, l-am formulat în poezia Bobul de strugure. Ador. Mă bucur să aud că adorați ceva din... Cred că o știți deja, dar nu mă pot abține să nu o citesc. E una din preferatele mele și ale mele, adică. Se ostoise toamna de rodul ei bogat, i se încheiase vremea, se pregătea de ducă, pe câmp strânseseră țăranii ce aveau de adunat, de acum de alte treburi cu râvnă se apucă. Învârtejiți în valțuri, zdrobiți și storși de zeamă, s-au grămădit ciorchinii în butoi, în danf de doagă, drojdie și cramă, recolta-i pusă la dospit, taninul fierbe în spumă bulucit, curând se înăsprește mustul, iar peste 4 săptămâni se limpezește vinul și își câștigă gustul. Nu știu cu ceară să mă pici, cum de-am rămas pe joardă necules, destin, ori întâmplare oarbă să fi fost, ori poate cine știe, chiar Bacchus m-a ales să-i fiu stafidă pentru zi de post. De-aș fi crescut de-a valma grămadă în ciorchin, aș fi trecut deja prin teascuri, aș fi pierit în chin. Să presupunem dară că am avut noroc, de n-ajunsesem încă la soroc. Bob negru, dulce, tămâiat, ce s-a brodit să fiu uitat, luceam în soare ca perla din colan, ce-l poartă la bairamuri magnificul sultan. Sub frunză răsucită mă știam ferit de pofta graurului hămesit. La vremea după amiezii cu soarea rămiu, se preumbla domol prin vie un pui de curcă cenușiu. Puteam să jur că e o stafie, călca gale și scurma vrătos, cu gheara și cu ciocul lui de os, căta stăruitor prin humă, după vreun vierme rătăcit și o țâră de legumă. S-a proțopit în dreptul meu, m-a cercetat buimac în dungă, de parcă l-a văzut pe Dumnezeu. În ochiul lui m-am oglindit, cât el în pieliță eram croit, rotund, zemoș și mititel, cât piatra de safir într-un inel. Puteam să-l satur, să-i ajungă? Ce să-i fac? Neucitor, clipind sticlos, puiandru ce-l credeam sfios, cam prostănac, neprihănit, m-a ciocănit, odată doar și m-a înghițit. Mărite Bacchus, prea slăvit părinte, știi bine, n-ar fi fost cu minte să fi rămas pe joardă, pe butuc, mâncat de mucegai să mă usuc. Moralei nu-i mai dau ocol, căci am oroare de alcool. Mai bine în pipota unui curcan decât în burta unui famen betivan. Ce e cu omul? Ce e și cu bobul de strugure? Am dat un răspuns, un posibil răspuns.
unde vreți să fiți. E poate o observație ce n-ar trebui să o fac despre propria mea poezie. Aici vorbesc despre viață și despre moarte, de fapt. Și dragostea e o fațetă a lucrurilor, în definitiv. Am un capitol final care se numește Umbre. Evident că umbra este o metaforă pentru, știți dumneavoastră ce. Dar, ca și cu titlul pe care în mod deliberat l-am ales, nicăieri, aproape nicăieri în această carte, nu veți găsi vibrații de ordin mistic-religios. Poezia mea nu este o poezie religioasă, dar asta nu înseamnă că am ceva cu religia, ci doar că nu împărtășesc viziunea religioasă despre lume, despre viață și moarte. Pot exista și alte perspective. Orice poet este dator să exploreze perspective multiple sau propria lui perspectivă. E adevărat că cineva ar putea să mă contrazică zicând nu, există o poezie acolo la tine care vorbește în limbajul cel mai pur al religiei creștine. Ține-mă păi puțin, da? Te rog. Înspre finalul volumului, această poezie, o găsesc imediat. Se numește Trucul. Cât soarele suit în cer, trimite gerbe în eter, târăs prin colb simandicos, un duplicat misterios. Nu afli cum a fost urzit, căci nu se lasă pipăit, nici eu nu știu prea multe jur, deși e colea, împrejur. De umbra mea încerc să zic, brocat gingaș de borangic, un abur rece, clar obscur, înghesuit în vag contur, nu știu ce harnic roitor mi-a însăilat-o de picior, ba și de braț până la cot, precum raglanul din tercot. Ori încotro aș vrea să apuc, că vin în coa, ori că mă duc, mă urmărește pas cu pas, ca un puiandru de pripas. Nu scap din strâmtul ei belciug, decât prin nager vicleșug. Îl știu de mult, e un vechi truc, mă trag la umbra unui nuc. E atât de grea și atât de groasă, că-mi stinge boarea de mătasă, lungit pe spate, zic în gând, cu umbra pe umbra călcând. Moarte pe moarte călcând. Evident că am furat un motiv din ortodoxia, religia creștină. Asta n-ai văzut, este... Iarăși. O poezie despre moarte. Să o citesc eu? Da. Parcă citesc mai bine ca alora. Categoric că sunt ale dumneavoastră, vă cunosc. Da, e interesant de făcut această observație. Citesc mai bine alții poezia ta sau tu ți-o citești cel mai bine? Există poeți care n-au niciun har în privința citirii, ca să zicem așa, lecturării, în fața publicului mai ales. Și există alții care au acest talent. Nu m-am evaluat încă. Profesorii sunt și niște actori și atunci... Dacă moartea își bate joc de noi, da, ca să zic așa, de ce nu ne-am bate și noi joc de ea? Măcar în vorbe. Poezia n-ai văzut? De după gard, zgâindu-se printre uluci, întinde gâtul ei gușat și geme, mă iscodește, cată să mă cheme, moșnege, ia să văz, cum o mai duci? Răsuflă greu, își drege graiul, ar vrea să șadă la taifas. Pământul, maică, nu e raiul, e loc de suferință, de pripas. E rostul meu să cureți putregaiul, nu-mi scapă unul, cum să-l las? Să știi, de atâta nesfârșită trudă mi-ar prinde bine un popas. Dar cine în locul meu asudă? Mie că în urmă am rămas. Se scarpină, se răsucește, părea că a rătăcit un fleac, un nasture, un sfârc de sfoară, toiagul cu mâner din corn de drac. De sub roboadă într-o doară mă fulgere, mă prinde în clește, cu locul ochiul ei rotund, bălos, de pește.
Se apleacă și îmi vorbește ticăloasa cu limba ce e târnă ca leguma, cât să-i simt duhoarea și pucioasa. Ea spune năzdrăvane, lasă gluma, nu ai văzut unde mi-e coasa? Poezia se numește N-ai văzut? Un haz de necaz așa. Da, toate poeziile pe care le-am scris aici, având ca temă moartea, s-au vrut puțin vesele, ca să zic așa. Chiar comice. Chiar comice. Ca o atitudine de frontă, evident. Neputincioși cum suntem în confruntarea cu inevitabilul, n-avem decât a scrie poezii. Vă spuneam, toată viața facem poezii și dumneavoastră faceți la fel. Suntem între poeți. Vă mulțumesc mult!